Când Dumnezeu a creat lumea, a avut un plan să pună ordinea, diversitatea și armonia lucrurilor într-o relație de nedespărțit. Niciuna dintre aceste lucruri nu puteau să lipsească, pentru că lumea vie a plantelor și a animalelor să experimenteze la superlativ darul creației, trebuia să existe un echilibru perfect a acestor trei caracteristici. Dumnezeu însă ar fi putut să facă totul identic, în forme regulate, fără diferențe între plante sau animale. Cu alte cuvinte, să folosească un imens xerox sau o matriță pentru toate lucrurile. Însă el a ales să diversifice creația sa. După fiecare zi, creatorul nostru se uita și spunea în sinea lui: toate sunt bune. Totuși, știa că mai lipsește ceva din creația lui, ceva care putea să ofere celorlalte lucruri un avantaj, amplificând și mai mult totul. Așa a apărut omul, sau, am putea spune fără să greșim, al patrulea element, alături de primele trei, și anume frumusețea. După ziua a șasea, Domnul a putut spune de data aceasta că toate erau foarte bune. Omul este coroana creației sale. El avea să fie responsabil peste tot ceea ce pregătise Dumnezeu cu atâta atenție. Omul era mai mult decât cuvântul care se auzise și luase ființă printre lucrurile deja create. Aceasta era atingerea Creatorului în Lut. Era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cadrul acesta foarte bun nu a fost ferit de atacurile lui Satana. El nu a făcut decât să propună o imagine falsă în mintea părinților noștri și să strice echilibrul celor patru elemente: ordine, diversitate, armonie și frumusețe. Fiecare dintre aceste elemente au început să pară mai importante unele decât altele sau, dimpotrivă, mai slabe decât celelalte. Cu alte cuvinte, am putea spune că Satana le-a propus Evei și lui Adam dacă își doresc mai multă frumusețe, mai multă armonie, o mai mare diversitate și o mai bună ordine a lucrurilor, să aibă încredere și să accepte oferta sa. Aceasta a fost însă doar o iluzie, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat mai apoi. În felul acesta a apărut păcatul, iar planul inițial al lui Dumnezeu a fost pervertit. Astăzi, suntem la mii de ani diferență de acele momente. Nici nu ne putem imagina cât de mult au avut de pierdut ai noștri părinți, știind de unde am plecat și blestemul dureros prin care trebuiau să treacă zi de zi. Suntem într-o lume care ne propune un ritm din ce în ce mai alert, iar natura din jurul nostru este doar un detaliu pe care noi, oamenii, credem că îl putem explora și exploata cât și cum vrem. Tema din această ocazie ne propune să conștientizăm rolul nostru aici pe pământ. Suntem încă responsabili pentru casa aceasta. S-ar putea să ne întoarcem cu totul împotriva, s-ar putea să se întoarcă totul împotriva noastră dacă nu prețuim acest dar. Și dacă nu înțelegem că de fapt al Domnului este pământul, iar noi suntem aici niște administratori ai lui. În jurul și în interiorul nostru, avem responsabilitatea să respectăm universul așezat de Dumnezeu. Cel care disprețuiește darul, disprețuiește dătătorul, iar cel care iubește cu toată inima frumosul, va rămâne atins și transformat în inima lui Dumnezeu. În inima lui de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Săptămâna aceasta a fost o săptămână specială pentru tineri, așa cum se vede și afișat, a fost săptămâna de rugăciune a tinerilor și tema pe care am dezbătut-o a fost: al Domnului este pământul. Sunteți de acord cu mine că al Domnului este pământul? Amin. Vom face o mică prezentare, pentru că este nevoie să ne reamintim, de ce nu, chiar în fiecare zi, pentru că Domnul este Creatorul și El este Cel care a făcut pământul. Și Sfânta Scriptură începe cu o declarație foarte frumoasă, și anume: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Găsim acest lucru scris în Geneza 1:1.
Cred că dacă am meditat în fiecare zi la acest verset, ne-am dat seama că noi nu suntem singuri. Ne-am dat seama că avem un Creator. Ne-am dat seama că Dumnezeu este Cel care ne-a inclus în planul Său și Dumnezeu este Cel care dorește să fie cu noi pentru veșnicie. Însă, s-a întâmplat ceva. Și așa cum știm, păcatul ne-a adus în conflict cu propria casă, cu pământul acesta unde trăim, unde ne desfășurăm activitatea, unii dintre noi mai mult, alții mai puțin. Și iată ce spune Domnul după ce Adam și Eva au ales să nu asculte de cuvântul Lui. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Un singur lucru este cert, și anume faptul că pământul suferă și suferința aceasta o simțim și noi. Pentru că ceea ce noi trăim astăzi și ceea ce noi facem sau datorită păcatului aduce suferința asupra pământului. Și putem spune chiar mai mult, putem spune că este vorba despre un abuz pe care noi îl facem datorită modului în care folosim resursele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe acest pământ. Sunt și niște efecte al acestui abuz. Și anume, temperaturi record în mai multe țări. Iată, avem 33,6 grade Celsius în nordul Finlandei, până la 50 de grade în Canada și în vestul Statelor Unite și până la 45 de grade în Grecia și în alte țări mediteranene. Iar aceste temperaturi de la an la an cresc, nu scad. Observăm lucrul acesta. Mai observăm faptul că sunt incendii de pădure din cauza valurilor de căldură de lungă durată din Canada, vestul Statelor Unite, Spania, Italia, Grecia, Turcia, Albania și Kosovo și așa mai departe. Mai vedem că sunt inundații provocate de ploi abundente care curmă vieții omenești în vestul și sudul Germaniei, în China și în estul Coreei de Nord. Mai apoi sunt curenți oceanici care și-au pierdut stabilitatea încât cercetătorii se tem că s-ar putea prăbuși cu consecințe asupra stării vremii la nivel mondial. Sunt foarte multe efecte, am să mai amintesc doar câteva dintre ele. Specialiștii spun că vor fi dezastre naturale din ce în ce mai des, am văzut și observăm lucrul acesta de la an la an. O problemă foarte importantă va fi lipsa apei. Specialiștii spun că unele animale și plante, că unele specii de animale și plante vor dispărea. Bolile se vor înmulți datorită lipsei de igienă. Aerul și radiațiile solare vor scădea calitatea și durata vieții. Alimentele și alte resurse vor fi mai puține și mai scumpe. Simțim pe pielea noastră lucrul acesta. De la săptămână la săptămână totul devine mai scump. Am să amintesc câteva dezastre naturale care s-au întâmplat în ultima perioadă, pe care cu siguranță dumneavoastră le cunoașteți. Să ne amintim că în 26 decembrie 2004 un seism cu magnitudinea de 8 grade pe scara Richter s-a produs în vestul insulei indoneziene Sumatra, provocând un val de tsunami și numeroase victime și pagube materiale în multe țări din Asia de Sud-Est. Numărul persoanelor decedate sau date dispărute în urma valurilor seismice a depășit pragul de 280.000. 11 țări cu ieșire la Oceanul Indian au fost afectate de tsunami. Mergem mai departe. În anul 2005, 29 august, uraganul Katrina a distrus o zonă de 235.000 de kilometri pătrați, cât jumătate din Franța sau cât teritoriul României. În Mississippi, coasta a fost devastată pe o zonă de cel puțin 40-50 de kilometri lungime, iar orașul New Orleans
a fost inundat în proporție de 80% după ce două diguri au cedat. Uraganul a provocat moartea a circa 1400 de persoane. Venim un pic mai aproape de noi și în ianuarie 2019 un incendiu de vegetație din pădurile amazoniene denumit Plămânul Planetei atunci au ars aproximativ 1 milion de hectare. În 21 iulie 2021, anul trecut, din nou un incendiu de vegetație din Grecia și chiar și din Turcia. Acest fenomen se repetă după alte două fenomene petrecute anterior, în 1987 și mai apoi în 2007. În total au ars aproximativ 500.000 de hectare. Vedem toate aceste lucruri și acum întrebarea care se pune este: ce răspuns are Dumnezeu pentru cei care sunt iresponsabili, pentru cei care nu au grijă de această planetă? Găsim în Apocalipsa 11 cu 18 următorul lucru. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Soarta celor care prăpădesc pământul este pieirea, pentru că Dumnezeu nu poate să accepte ca oamenii să nu aibă grijă de creația sa. Și știm cu toții ce se va întâmpla în vremurile finale, pentru că acest verset are legătură mai mult cu timpul final, timp în care și noi astăzi trăim. Dumnezeu va aduce la judecată toate aceste lucruri. Și găsim în Evrei 10 cu 30 un alt text care spune: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui și după ceea ce a ales să facă. Mergem mai departe și aflăm faptul că Satan a atacat rolul Domnului Iisus. Ne place să-L vedem pe Domnul Iisus ca răscumpărătorul nostru, dar primii oameni L-au cunoscut în primul rând în calitate de creator. Vă dați seama ce relație frumoasă era între Adam și Eva și Domnul Iisus Hristos. De acest lucru ne vom bucura și noi împreună cu El în împărăția Lui, care este foarte aproape. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1 Corinteni 16 cu 16. Și în Apocalipsa 14 cu 7, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Satana contraface planul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim împreună două pasaje din cartea Marea Luptă. Când bisericile cele mai mari ale Statelor Unite, unindu-se asupra acelor puncte de doctrină care sunt ținute de ele în comun, vor influența statul să impună decretele lor și să susțină tradițiile lor, atunci America protestantă va fi format un chip al ierarhiei romane, iar aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se vor conforma vor rezulta în mod inevitabil. Acest pasaj se găsește în Marea Luptă, pagina 445. Chiar prin actul impunerii de către puterea statului a practicilor religioase, bisericile vor forma ele înșile un chip al fiarei, deci decretul ținerii duminicii în Statele Unite va fi un decret al închinării fiarei și chipului ei. Tot în Marea Luptă, la pagina 449. Vedem astfel că salvarea unei lumi care a scăpat de sub control poate reprezenta un pretext suficient pentru a impune un set de reguli și pentru a găsi eventualii vinovați. În ultimii 10 ani se accentuează foarte mult această problemă a încălzirii globale, a efectelor care se întâmplă. Și iată că lucrurile
se leagă, pentru că această problemă a încălzirii globale este un factor care va duce la impunerea acestor reguli și, de ce nu, la impunerea duminicii ca zi de închinare în locul sabatului. Trebuie să fim foarte atenți. Mergem mai departe și citim un pasaj care se găsește în Experiențe și viziuni. Am văzut că mânia lui este înspăimântătoare și teribilă și că dacă el și-ar întinde mâna sa, ori dacă ar ridica-o cu mânie, atunci locuitorii lumii vor ajunge să fie ca și cum n-ar fi fost niciodată. Sau vor suferi de boli nevindecabile și de plăci pustiitoare venite asupra lor, fără putință de scăpare, urmând a fi distruși de ele. Groaza m-a cuprins și am căzut cu fața înaintea îngerului și l-am rugat să facă să se îndepărteze viziunea aceasta, să o ascundă din fața mea, căci era îngrozitoare. Atunci am înțeles că niciodată importanța cercetării cu îngrijirea cuvântului lui Dumnezeu, ca să știm cum să scăpăm de plăgile care, zice cuvântul, vor veni asupra tuturor netemătorilor de Dumnezeu, care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei pe frunțile și pe mâinile lor. Mi se părea o mare minune ca oamenii să-și îngăduie să calce legea și sabatul lui Dumnezeu când așa mânie și urgie este rostită contra lor. Vedem cum sunt descrise lucrurile acestea și viziunea aceasta pe care Ellen White a cerut să o îndepărteze, dar Dumnezeu n-a îngăduit să fie îndepărtată, pentru că era important ca noi să știm care este soarta celor care vor batjocori creația lui Dumnezeu și prin acest lucru știm cu toții că este atacat și sabatul. Vom încheia cu două versete. Primul se găsește în Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umble pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Eclesiastul 11:9. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. 1 Timotei 2:15. Acestea sunt îndemnurile pentru dimineața aceasta. Aceasta am studiat noi în săptămâna de rugăciune care se încheie astăzi. Și acesta este un mesaj de actualitate, atât pentru noi tinerii, cât și pentru dumneavoastră. Domnul să ne călăuzească și să aibă grijă de noi, să fim credincioși ca să ne putem reîntâlni cu El în curând. Amin. 10 de milioane de oameni se trezesc în fiecare dimineață, zi de zi, pentru a face același lucru. Își alocă 30-40% din orele din fiecare zile, 5 zile pe săptămână, pentru a face același lucru. Poate că v-ați dat seama, este vorba despre muncă. Suntem cu toții conștienți că atunci când împletești munca cu ceea ce îți place, atingi un ideal. Dar chiar dacă nu profesăm întotdeauna în domeniul în care ne place, munca în sine are câteva avantaje. De obicei, atunci când vorbim despre muncă, aducem în lumină dezavantajele, dar există și aspecte bune ale acestui obicei. În funcție de cât de complexă este, ne dezvoltă abilitățile fizice, mentale sau poate chiar spirituale. Ne scapă de anxietate, ne pune în valoare noi aspecte sau calități ale corpului și minții noastre de care nici măcar nu suntem conștienți. Ne ajută să cooperăm cu ceilalți în cazul în care poate lucrăm într-o echipă. Ne oferă o sursă de venit și ne ajută să ne găsim bucuria, mai ales atunci când terminăm un proiect. Și lista poate continua. Însă cel mai puternic argument în favoarea muncii este acela că acest obicei a fost amintit în Biblie, încă din primele două capitole ale Genezei. Pe atunci, lumea era perfectă. Și chiar și așa, părinții noștri au fost chemați să ia parte la această activitate.
Chiar dacă de atunci s-au schimbat multe în modul în care munceau Adam și Eva și felul în care vedem noi munca astăzi, trebuie să recunoaștem că dacă primii părinți au avut nevoie de acest obicei, cu atât mai mult avem nevoie noi astăzi. De fapt, bucuria și satisfacția unui lucru bine făcut o cunoaștem cu toții și în unele situații ne place și nouă să ne oprim după ce terminăm o anumită activitate și să spunem, ca Dumnezeu, toate sunt foarte bune. Așa, imperfecți cum suntem și cum sunt și lucrurile din jurul nostru, Creatorul a vrut să trăim și noi ceea ce a simțit El când a creat lumea. Astăzi, lumea cade în extreme diferite, de a promova anumite persoane care au bani și muncesc puțin, prezentându-se ca model, sau muncind prea mult pentru a obține același lucru, aceleași sume de bani. Știm ce ne spune Scriptura în sensul acesta. Tot ce faceți, fie că beți, fie că mâncați, fie că munciți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. În această ocazie, am încercat să urmăm și noi acest sfat al Bibliei și al prelegerii din săptămâna aceasta și vrem să ne amintim puțin de câteva ocazii în care am fost o echipă și am muncit spre slava lui Dumnezeu. Aici puteți vedea un centru. În biserica noastră, anul trecut, în vară, s-a organizat un tinserv la Năvodari. Această clădire a fost donată către conferința noastră și urmează să fie reabilitată pentru a fi folosită la întâlniri de tineret. Noi am zis să dăm o mică mână de ajutor, am tăiat iarba prin curte, după cum se vede, am aranjat, am scos mai din buruieni, am curățat rădăcini, era mult de muncă. Este un teren foarte mare și în fața și în spatele clădirii. Și împreună, umăr la umăr, am reușit să facem curtea să arate mai bine când am plecat decât era atunci când am ajuns. Mai departe, acum 2 săptămâni, am fost la Isaceea cu un grup și de tineri din Învingători. Acolo, la graniță, la fel ne-am dus cu scopul de a oferi o mână de ajutor. Am stat toată noaptea, sâmbătă, și am oferit ceai, mâncare, am pregătit și noi niște sandvișuri, pachetele, am întâmpinat oamenii și pot să vă spun că, indiferent că unii poate erau mai săraci, alții mai bogați, unii pe jos, unii cu mașinile, vreau să vă spun că pe echipul multora dintre ei am văzut o durere profundă. De fapt, am putut să identific cumva 3 tipuri de oameni. Erau oameni destul de liniștiți, bine puși, care au avut timp să-și ia ce trebuie, au plecat în ordine, poate nici nu erau foarte atașați, erau oricum veniți din alte țări și nu erau foarte atașați de Ucraina, efectiv. Apoi erau oamenii triști, dar care atunci când ne vedeau și ne duceam să le dăm poate un pahar cald, pentru că era foarte frig acolo, și erau foarte bucuroși să primească ceva cald, se luminau la față. Chiar dacă mai aveau lacrimi în ochi, se luminau și ne mulțumeau în ce limbă reușeau și ei. Iar al treilea tip de oameni erau oamenii care, deși ne duceam la ei, deși le zâmbeam, deși încercam să le oferim ceva, își întorceau fața. Erau oamenii care nu erau deloc receptivi la nimic, din păcate, însă vă doresc ca prin orice situație ați trece să fiți întotdeauna în categoria oamenilor care, chiar dacă sunt triști, reușesc să zâmbească. De asemenea, am avut și 2 copilași mici, foarte mici, de câteva zile născuți. Le-am căutat hăinuțe, pentru că era foarte frig, le-am dat biberoane, lapte praf, tot ce aveau nevoie, pentru că au stat acolo în acea noapte cu mama lor, fiecare. Însă, în final, a fost o experiență frumoasă și,
indiferent de barierele care există, lingvistice, culturale, să știți că bunătatea e un limbaj universal. Poate vă gândiți de ce tema al Domnului este pământul. Când vorbim de al Domnului este pământul, vorbim și de oameni. Vorbim și de iubirea de semeni, nu doar despre natură. Și ceea ce am vrut eu împreună cu Betty să vă prezentăm este exact acest lucru despre cum să ne iubim semenii și ce lucruri practice să facem. Și având în vedere perioada prin care trecem și știm că nevoile sunt mari, am încercat să ne implicăm și noi. După cum ați văzut, Betty cu o parte din tineri a fost în Port la Isacea, ne-am gândit ce să facem și noi cu anumiți tineri ai bisericii noastre și am zis ce este mai aproape, ce este mai repede de făcut și am mers la Gara de Nord. În două ocazii. În prima ocazie am fost un grup mai micuț de tineri copilași și n-am știut cu ce să ajutăm în prima instanță, n-am știut decât să ne ducem cu anumite pachete acolo și am găsit o imagine derutantă pentru unii, cel puțin pentru mine. Fiind primele zile în care refugiații au început să vină în Gara de Nord, nu erau foarte mulți la momentul respectiv în prima ocazie. Am mers în a doua ocazie cu o altă grupă de tineri la câteva zile după prima și vreau să vă zic faptul că am rămas marcată. Cum vedeți și în poza afișată, una dintre sălile gării în sala de așteptare era o imagine foarte dezolantă. Mame întinse pe jos cu copii, bărbați, se vedeau pe chipurile lor, așa cum zicea și Betty, o deznădejde. Se vedea faptul că nu aveau niciun reper și nu știau încotro să se îndrepte. Am încercat cu grupa aceasta de tineri să vedem cum ne putem implica. Și ce aș vrea să amintesc, la plecare am plecat cu Tibi împreună cu un tânăr de la noi de acasă și am zis, hai să ne rugăm. Hai să vedem dacă Dumnezeu chiar lucrează și chiar vrea să ne folosească în această ocazie și să ne rugăm ca și acesta să fie rezultatul, de fapt, să ajutăm. Și mi-a plăcut că la finalul serii noastre, după ce am stat câteva ore în Gara de Nord, acel tânăr a venit și mi-a spus, Denisa, ai văzut că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre? Și am văzut că Dumnezeu, în momentul în care te lași prelucrat de El, am văzut că Dumnezeu lucrează și acolo unde este nevoie, acolo te pune. Ceea ce m-a mai marcat pe mine a fost disponibilitatea acelor tineri care au fost. Poate au fost unii care fizic, ca timp, nu au putut fi acolo, dar au ajutat prin finanțele lor, ne-au ajutat cu anumite sume de bani. La un moment dat, în Gara de Nord, unul dintre traducătorii care erau prin gara au venit și ne-au văzut cu acele embleme ale Adrei și au zis, am pentru voi un caz, veniți în coaz și veniți să mă ajutați. Era o doamnă de 60 de ani, vorbea doar rusă, nu ne înțelegeam cu ea și mi-a zis, are nevoie să ajungă în Salonic. Cum, nu știu cum rezolvați, știu că voi sunteți o organizație a bisericii, vă las pe mână. Sincer vă spun, m-am speriat. Noi ne-am dus cu ideea, hai, împărțim și noi un ceai, ajutăm la ceva ușor. Am stat, ne-am gândit, am chemat un tânăr cu mine, nu prea ne înțelegeam cu doamna foarte mult prin Google Translate, telefon. Am reușit să facem o programare ca să ducem doamna la transport. Și la un moment dat am zis, ok, dar noi ce facem? Că nu avem suma asta de bani? De unde facem rost de biletul doamnei? Și am apreciat la unii tineri care au fost atunci, au zis, Denisa, nu este treaba ta să plătești biletul ăsta, chiar dacă ți s-a încuvințat doamna asta, vrem să punem și noi.
Pentru mine, nu știu dacă pentru voi contează lucrurile astea, dar îmi dau seama că, inclusiv prin tinerii noștri, chiar dacă dumneavoastră, ca cei mai în vârstă sau cei mai trecuți prin viață, poate îi vedeți, nu știu, nesemnificativ în biserica dumneavoastră sau poate, nu știu, nu fac ceva care să iasă în evidență, să știți că sunt în spatele bisericii și ei îi susțin acolo. Hristos ne cheamă să fim o mângâiere pentru cei din jurul nostru, chiar dacă nu avem resursele financiare, disponibilitatea noastră pe care o arătăm celor din jurul nostru, să știți că contează. Timpul pe care îl acordăm celorlalți contează. Aș vrea să rămânem cu două versete în minte. Unul dintre ele spune așa, și aici mă refer în special tinerilor, și mesajul este pentru ei, ca nimeni să nu vă disprețuiască tinerețea, să fiți o pildă pentru credincioși, atât în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, cât și în curăție. Nu uitați că la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cu voi și să lucreze în voi și veți vedea poate minuni pe care nu credeați că le va face cu un om simplu, cu un tânăr simplu. Încercați să fiți oameni activi și tineri activi, să fiți niște exemple vii și astfel să dați dovadă că sunteți niște copii al lui Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu. Doar un minut sau poate două. Atât a fost de ajuns să mă zidești, din praful de pe drum stropit cu rouă, din lut mai modelat cu mâini cerești. Tu m-ai făcut să fiu ca tine, cu chip și asemănarea ta. Mi-ai dăruit și duh de viață, un duh care cândva îl vei lua. Ți-au trebuit puține zile, doar 7 numărate în total, ca să zidești o lume întreagă și un univers ca de cristal. Te-ai sfătuit atunci cu Fiul, cel Sfânt și prea iubit din cer, să fiți zidari și arhitecți în toate și ați zidit o lume de mister. Tu ai chemat atunci la tine pe omul cel dintâi născut, din proaspătul pământ și nemurire, stăpân și paznic l-ai făcut. Tu ai creat și munți și marea, ce pare a se pierde în orizont, dar și adâncuri ce înfioară, să le înțeleg acum nu pot. Tu ai zidit și oștile din ceruri, armatele de îngeri ce slujesc, și heruvim ce strigă într-una, mărire ție, creator ceresc. În planul tău a fost, o Doamne, zidirea unei lumi de agreat, dar vai, cum te-a trădat cel primul și a dominat o lume de păcat. La întrebarea celor ce mai caută, prin beznă, bâșbâind a înțelege, am să răspund la fiecare în parte. Doar Dumnezeu e creator și rege. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Am început cu acest verset pentru că suntem în fața unui subiect care câteodată ne stârnește interes, câteodată ne plictisește. Este un subiect pe care îl putem aborda din diferite perspective, însă nota predominantă pe care ați văzut-o și dumneavoastră în ocazia aceasta a fost una de atenționare, de alarmare. Nu am vrea să terminăm în felul acesta, de aceea am cântat că singurul lucru care ne va rămâne la final, ce va fi? Ce fericire am pe Iisus! Domnul să ne ajute să ne considerăm bogați în indiferentă situație în care ne vom afla și să spunem cu voce tare ce fericire am pe Iisus, pentru că atunci vom realiza că avem totul. Ne dăm seama că timpurile acestea, ne dăm sau nu seama că timpurile acestea vor veni, nu ne vor ocoli. Iar dacă mai credem și că suntem ultima generație, cu atât mai mult trebuie să facem un lucru. De aceea, săptămâna aceasta a fost o săptămână de rugăciune a tinerilor. Dar vreau să rămân o
o ocazie de început de rugăciune a întregii biserici. O rugăciune constantă, nu doar în fugă, nu doar ocazională, o rugăciune pentru tineri, în mod special, pentru că mulți dintre ei habar nu au că mai există obiceiul acesta. Unii dintre ei, în momentul acesta, au arme în mână, unii dintre ei fug și nu știu ce le mai fac familiile și mulți dintre ei au probleme. Noi suntem bine încă, dar Dumnezeu să facă în voia Lui să putem, indiferent de situație, să răspundem cu aceleași cuvinte. Am pe Iisus. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Prelegerea din săptămâna aceasta ne-a vorbit din multe perspective. Așa cum ați și auzit, am discutat și despre efectele unei neglijențe sau unui abuz a omului, a administratorului ales de Dumnezeu, asupra acestui pământ. Un abuz continuu și paradoxal va fi că cei care la final vor trage semnale de alarmă sunt primii care au abuzat această lume. De asemenea, ați auzit și despre muncă. Cât este de folositoare. Dumnezeu să ne ofere înțelepciunea, să folosim munca în folosul nostru a tot ceea ce suntem, fizic, spiritual și mental. Și să avem un echilibru. Este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Sunt multe subiecte pe care le-am mai abordat săptămâna aceasta, n-am avut timp să le prezentăm pe toate, însă am vrea să rămânem cu adevărul acesta pe care îl repet încă o dată și încă o dată. Ce fericire să avem pe Iisus! Domnul să vă ajute la aceasta și să fim cu adevărat responsabili pentru ceea ce ne dă Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când disprețuiești ceva ce Dumnezeu a creat, de fapt îl disprețuiești pe El. Iar atunci când iubești din toată inima pe Cel care ți-a oferit daruri, respecti în cele mai mici puncte, detalii, aspecte. Nu așa se întâmplă și în relațiile noastre când suntem îndrăgostiți. Domnul să ne ajute să fim cu adevărat responsabili. Amin.